După atâta ori încă nu e ușor. Da, înainte de fiecare spectacol încă mai am emoții. Nu cred că o să scap de asta vreodată. Am și vorbit cu alți comedianți mai mari și nici ei n-au scăpat de asta. Nici nu cred că vreau să scap de asta, că mă ajută. Mă ajută să gândesc mai mult, să nu fiu atât de sigur pe ce o să dau, încât să mă îmbunătățesc. Uneori, chiar prin emoții, am schimbat unele texte complet și mi-au ieșit mult mai bun. Și nu știu, dar foarte mulți comedianți nu sunt atât de siguri pe ei. Și mi-e place cum se simte când mă duc. Nu se vede când intrăm pe scenă, dar așa e. Partea asta cu oare sunt eu amuzant? Asta vine în minte foarte des. Când citesc glumele mele, nu mi se pare că sunt amuzant, dar cumva prind curaj. Chiar înainte să urc pe scenă, cumva îmi intră curaj și apar foarte sigur pe mine, că în momentul ăsta, atunci chiar sunt sigur pe mine, dar trebuie să repetez înainte ca să nu uiți. Asta e problema, că uneori ai niște glume scris și le uiți pe scenă. Nu, n-aș vrea să uit o glumă. Da. Mai ales cu naștere fiul meu, n-am avut așa multe show-uri pentru că n-am avut timp, n-am avut cum. Da. Am emoții, dar o să fie bine, o să fie bine. Am încredere în ce o să dau. Good to be on the scene. It's nice. I have now a second child, yeah. V-am zis că o să fac România Neagră, nu m-am scos. $300 And I was thinking about something interesting. I was watching on TikTok, and there's a lot of debates going on about gender recently, right? Man, woman, what is a man, what is a woman? All these debates going on, especially in America. Now I was thinking about it like, well, in Romania, it's not a debate, right? It's more, there's etape to these things. You guys realize that? I did not realize that there's patru tipuri de masculin. I didn't realize this. Because you start off as a băiețel, right? And then you become a băiat, and then a bărbat. And this one I didn't know. And then you become a bărbat adevărat. I got called a bărbat adevărat not too long ago by a Romanian scientist. Can you believe it? A Romanian scientist called me a bărbat adevărat. Da, când intru, pur și simplu nu mă gândesc la nimic. Pur și simplu mă simt ca un actor cumva. Mă simt că joc într-un film și trebuie să fiu un actor. Acolo totul este reglat. Totul este planificat, ce fac, cum mișc, chiar dacă par incredibil de sigur pe mine, uneori chiar am emoții mari, dar sunt un fel de un actor și, dar totuși mă simt bine când merg pe scenă, dar sunt un fel de un actor încât că trebuie să fac o performanță bună. I was at a wedding with my wife and we had my daughter at the time. And you know how it is in Romanian weddings, right? If you're maritat, proaspăt, you're right, the first question is când vine bebe? That's the first question. If you have one baby, the second question is când vine al doilea copilul? Că nu pot să-l las ăsta singur. Să trăiește lumea asta singur. Nu pot să faci așa ceva. Right? That's the question. So we had our first kid. And you know, the music is going good. And then, you know, I saw a Romanian scientist, you know. Do you know who the Romanian scientists are? Huh? It's the unchi when they get drunk. These guys are scientists. Just watch them at a wedding. Just listen to them talking. Stai să zic cum funcționează. Eu când am pus așa,
They become scientists. And then one of my wife's uncles, drunk, came to me walking. Băiatul meu, băiatul meu. Făcut bine, mă, făcut bine. Ești de-a nostru, să știi, da? Trebuie să-ți faci încă un copil. Dar stai să-ți zic ceva. Îți trebuie băiat. And I'm thinking, okay. You know, like, it's not like I decide these things, right? And then he goes, stai să-ți arat cum să faci băiat, da? Trebuie să faci așa. Ai văzut ce am făcut? Încep așa și stângă și așa. Și o să vezi cum să iasă băiat. I'm thinking, is this science? But then I look at the other drunk unchi and they're nodding there with him. Ascultă băiatul, ascultă! Who believes these things, right? I'm thinking they're drunk. I'm not gonna take this serious, right? And I thought, okay, I was agreeing with him. Da, da, așa o să fac, da, 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 da. Now the problem is, I'm gonna see him at another wedding. And this is a unique problem that you only have in Romania, right? Do you guys realize that it's not normal in the rest of the world to go to nuns every single year? You realize that, right? Look, random. Nunta this year, yeah. Gone or going? It's not normal, right? You can get a stone at Unirii, throw it and hit someone, they're going to a nunta. When you go to 10 nuns, at some point you've seen everybody from the first nunta, right? I knew I'm gonna see this guy again. Statistically speaking, I'm going to meet. And the worst thing is, my wife is pregnant. What do I do? My wife is pregnant. But we've found out the gender. And I was thinking, how am I gonna tell him? How am I gonna talk to him? And he was, when he's sober, the unchi, there's a Romanian scientist, they don't come to you when they're sober. They just stay așezat and they keep drinking. Să intri în lumea comedianților, sincer, mi se pare că românii sunt foarte deschiși ca oameni. Și chiar asta nu contează la niveluri, adică la comedianții, la artiști, la corporatiști, la oameni de la țară, la piață, eu simt primit la fel de bine oriunde merg. Și chiar și în comedie a fost exact la fel. Chiar a fost la fel. Eu cred că chiar a fost un pic mai bine, pentru că comedianții au vrut să mă facă să mă simt bine, binevenit, fiindcă eram străin, încercăm să fac asta în România și cumva m-au luat așa cu mâinile lor și au zis haide cu noi, bine că încerc asta. Încerci asta. Waiting for the moment potrivit, when they can talk to you at a scientific level. When he got his doctorate, he came. Băiatul meu, vino aici. Ai făcut bine, Ia zi. And when I told him, da, am aflat, e băiat. Fiecare comediant a avut un moment când a urcat pe scenă și era nimic. Nu s-auzea nimic, nimeni râdea. Și fiecare comediant trebuie să aibă momentul ăsta. Și în mine, adică și eu am avut asta și cumva te ajută să nu fii prea sigur pe tine și să știi că întotdeauna trebuie să lucrezi la glume. Nici nu cred că pot să număr, sincer. Am fost la foarte multe nunți, da. Fiecare an, două, trei, nu mai știu, am fost la foarte multe nunți. Uneori mă uit în telefon la poze, a, da, am fost acolo în Buzău la o nuntă, a, da, am fost acolo, da, deci... He held me so tight. He looked me in my eyes directly and he said, băiatul meu, acum ești bărbat adevărat. Și cu asta vă mulțumesc! Mi-a plăcut că m-au aplaudat. Înseamnă că am făcut ceva bine și înseamnă că ideile mele au fost primit bine. Omul de fază, măi, te vreau. Și? Omul meu de fază, cum ai?
cum ți s-a părut? Stai, ai fost și tu o perioadă, adică și vii după aia, după, nu știu, cât ai fost plecat, un an și după aia vii și dai așa o bombă militară, așa. Ba. Scenă, când ai fost ascuns așa, păi... ai început cu o idee de culoare și după aia ai plecat și încă te întorci și ți-a mâncare din gura mea, ma! Dar a fost ok, eu zic că a fost... Ai rupt. Am dezvoltat ideea după naștere copilului, știi? Am dezvoltat ideea așa. Ce mai bună fel de comedie vine, tu treci și tu viața ta normală.